Lăudați să fie Domnul, fraților! Suntem la cinstea fetei. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fac un videoclip pentru YouTube, pentru că stau cam prost cu semnalul și așteptăm să vină musafirii. Lăudați să fie Domnul care a făcut cerul și pământul. Este o casă făcută nouă acum, făcută proaspătă. Aici oamenii la slobozia bradului muncesc, nu stau degeaba, cum spun unii. Aici banul se face prin sudoarea frunții. Dumnezeu să binecuvinteze ziua aceasta frumoasă. Cea mai mare bucurie a omului este când năzbesc copiii la casele lor, surați, măritați. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Acesta este socru mic. Dacă chivul tu e plecat din casa ta, auziți? Am plecat și bine cu vântarea ta. Agă-te, frate, necetam, păcana vină te dat să vină bine cu vântarea în casa ta. Dacă chivul tu e plecat din casa ta, fraților, pentru aceste bunătățiuri. Acum recent, știți cum este când te muci într-o casă nouă, mai trebuie lucruri care poate Dumnezeu pe parcurs le va pregăti. Uitați, ei sunt socri mici, Domnul să-i binecuvinteze. Dar să fie Domnul care a făcut cerul și pământul și tot ce este pe el.
Da să fie Domnul! Mirele și mireasa, Domnul să-i binecuvinteze. Este o casă nouă, mutată acum recent. Dacă mai vedeți mici slăbiciuni, nu judecați, rugați-vă pentru ei să vină la pocăință. Fraților, mai revenim!